Reprezentanții ON Energie România explică motivele pentru care o bătrână din Neamț ar fi avut de achitat pe factura emisă de companie circa 3.500 de lei, în condițiile în care avea în locuință, în priză, doar un bec, un televizor și un frigider. Cazul femeii a făcut vâlvă pe internet după ce un polițist din comuna Dămuc, unde locuiește și femeia, s-a revoltat în mod public, acționând inclusiv prin realizarea unei pagini de socializare care să ia atitudine față de facturile neconforme trimise către abonați de compania de energie și gaz. Metan. EON Energie a trimis un comunicat redacției noastre prin care comunică faptul că a finalizat analiza situației din localitatea Dămuc, în care unui consumator i s-a facturat un consum de energie electrică mult mai mare decât cel realizat în mod obișnuit. În urma verificărilor din teren, spun cei de la EON, a documentelor precum și a sistemului informatic a contorului, s-a constatat că aparatul de măsură este defect. În consecință, vom proceda la recalcularea energiei ținând cont de istoricul de consum, procedură prevăzută de legislația în vigoare, se arată în comunicatul companiei. Reprezentanții EON spun că în cazul în care consumatorii au neclarități privind valoarea facturii, plății înregistrate, istoricul de consum sau alte informații generale referitoare la derularea contractului de furnizare, se ruga să contacteze EON prin unul dintre canalele de comunicare. Telefonic, la unul din numerele de telefon 0800 800 366 sau 0800 800 900, apel gratuit prin orice rețea de telefonie sau prin e-mail. Polițistul Marius Coșerariu, cel care a inițiat această reacție, ce a căpătat o amploare națională, a postat în cursul zilei de 29 februarie faptul că are alte facturi emise de EON și care nu bat cu realitatea. O femeie, tot din Neamț, are de plătit 6.000 de lei. Polițistul spune că a contactat un avocat și va încerca să introducă o acțiune în instanță împotriva EON.